De la începutul anului și până acum, primăria a plătit către societatea de termoficare 295 de miliarde de lei. Miercurea trecută, după o serie de discuții cu vicepremierul Daniel Chițoiu, s-a modificat un articol dintr-o ordonanță și primăria a putut contracta un credit de 120 de miliarde de lei pentru termica, bani care deja au ajuns în cont. În acest sens, primăria Suceava este la zi cu plățile către societate, iar primarul Ion Lungu a decis că este momentul să-și ia mâinile de pe aceasta și să se ocupe de alte investiții. Practic, noi nu mai avem datorii la termica, dacă luăm în considerare și graficul de eșalonare pe care îl avem, tot în contul termica de 40 de miliarde cu acetul, astăzi la termica suntem cu datoria la zi. Dacă am scăpat de această mare problemă care se cheamă termica, primăria municipiului Suceava se poate orienta către celelalte domenii de activitate, străzi, apă, transport și alte obligații pe care le are pentru a realiza salubritate, servicii de calitate în municipiul Suceava. Cred că mi-am făcut datoria față de termica, mi-am făcut datoria față de salariață de la termica, ne-am ținut de cuvânt, am dat mai mulți bani decât ne-am angajat. Mai departe, termica este o societate care are conducere, are director general, are consiliu de administrație și eu o să încerc să îmi joc rolul de primar. Eu nu pot să fiu și primar, și director la termica, și director la TPL, și director la CET. Am făcut mai mult decât am putut pentru aceste societăți din subordinea Consiliului Local, le-am ajutat, le vom ajuta și în continuare, dar în primul rând ne vom ocupa de primărie, pentru că și aici avem foarte multe probleme de rezolvat. Momentul este unul dificil pentru termica, în condițiile în care societatea are conturile blocate din cauza că nu și-a respectat angajamentele de plată cu o firmă care i-a furnizat cărbune în favoarea altui furnizor. Problemele la termica nu se opresc aici. Aproximativ 300 de angajați rămân fără loc de muncă în perioada următoare. Vom aproba din nou programul de restructurare la termica, sigur, el trebuie aprobat întâi la AGA la termica, după care vizat sau negociat cu sindicatele de acolo, după care vom aproba în Consiliul Local. În schimb, angajații care vor fi disponibilizați vor primi sume compensatorii atât de la societate cât și de la guvern. Într-o întâlnire programată cu vicepremierul Liviu Dragnea joi la Iași, primarul Ion Lungu va purta o discuție referitoare la completarea veniturilor pentru persoanele disponibilizate prin șomaj în cuantum de 73 de miliarde de lei, bani care urmează să vină de la Guvernul României. De la societate, plățile compensatorii însumează 110 miliarde de lei vechi.